O femeie de 57 de ani a murit la Vulcan după ce a fost pulberată de un tânăr de 25 de ani în zona din apropierea spitalului din localitate, iar un șofer băut a intrat în plin într-un autocar la Lainici. Sunt două accidente cumplite ce au avut loc în weekendul trecut la noi și polițiștii fac acum cercetări în ambele cazuri. Un bărbat de 61 de ani din Petroșani, care avea și o alcoolemie de 0,33 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, a intrat frontal într-un autocar, în timp ce s-a înscris într-o depășire riscantă. Mașina s-a făcut praf și la fel și autocarul a suferit mai multe avarii, șoferul vinovat fiind preluat de un echipaj de salvare. Accidentul s-a produs duminică la prânz și timp de aproximativ o oră traficul a fost blocat, circulația fiind descongestionată după minute bune. În urma impactului, șoferul Loganului a suferit mai multe leziuni și a fost dus la spital. În autocar se aflau 55 de oameni, care s-au ales doar cu o sperietură puternică, pentru că niciunul nu a fost rănit. Șoferul din Petroșani avea, potrivit polițiștilor care l-au testat la fața locului, o alcoolemie de 0,33 mg pe litru, alcool pur în aerul expirat. Mai grav este că femeia din Vulcan, care și-a pierdut sâmbătă seara viața, a fost efectiv târât aproximativ 40 de metri, după ce a traversat strada prin loc nepermis, însă șoferul avea viteză foarte mare. Zeci de oameni au părăsit Valea Jiulei și în urma lor clădirile rămase cu câțiva locatari și multe apartamente goale se prăbușesc la propriu. Sunt locuințe ce au rămas fără tavan din cauza acoperișurilor care efectiv cad în fiecare zi și totul riscă să se năruiască în scurt timp. O astfel de situație am găsit și la Petrila, pe strada Alexandru Sahia, unde în blocul cu numărul 15 au mai rămas câțiva locatari, disperați că apa li se prelinge până în casele lor, de pe acoperișul ciuruit. Tavanele de la ultimul etaj au cedat și subsolurile sunt efectiv inundate. Așa trăiesc însă o mână de oameni, ultimii care au mai rămas în acest bloc și care nu mai știu cui să ceară ajutor. Noi am făcut pentru asociație, am dat dosarul, nu știm unde este, ce se întâmplă, habar n-am. Da, aveți asociație de proprietari aici? Da, am făcut ce ne-a cerut domn primar. Da. Nu toate apartamentele sunt proprietatea primăriei, sunt și oameni care locuiesc aici. Ar fi de acord să se repare? Unii da, sunt de acord, unii nu. Depinde de fiecare. Cum se întâmplă? Că mă gândesc că unor cadă. Păi, unii nu stau, doamnă dragă, că sunt plecați în străinătate și nu știm de ei. Dar avem de unde să știm de ei. Da, acoperișul cadă. Da, cadă. Și apă, foarte multă apă. Dacă vedeți ce mizerie este, mirosul neplăcut și așa mai departe. Nu știm nici noi. Și dacă oamenii nu mai știu ce e de făcut, edilii spun că nu au habar de situația de acolo. Primarul nu știe exact cum stau lucrurile și le cere oamenilor să facă tocmai ceea ce ei deja zic au făcut. Și lucrurile se învârt între aceleași idei, în timp ce acoperișul cade bucată cu bucată și riscă oricând să se prăbușească. Din păcate, în blocul 15 din Alexandru Sahia, primăria nu are decât un singur apartament. Nu avem nicio reclamație sau nicio cerere de la chiriașul nostru vis-a-vis de acoperiș. Oamenii sunt proprietari în proporție de, după cum v-am spus, de 99%. Deci din totalul apartamentelor din blocul 15, unul singur este proprietatea primăriei. Dumnealor ar trebui să se organizeze și să ori să se constituie într-o asociație de proprietari sau să adere la o asociație de proprietari, pentru că au fost și sunt și vor fi programe de reabilitare termică la blocuri. Deci cei de la blocuri au pârghia legală de a obține finanțări atât de la primărie, de la Guvernul României sau din fonduri europene pentru reabilitare termică și inclusiv reparații la acoperiș. Situația este absolut ireală și acele acoperișuri stau să se prăbușească, în timp ce subsolul este înecat în dejecțiile blocului. Situația e generată de plecarea locatarilor, adevărați proprietari de locuințe ce nu mai seamănă acasă, în timp ce oamenii care au rămas sunt nevoiți să se descurce așa cum pot, că doar sunt proprietarii. Igienizare și curățenie generală. Asta se întâmplă acum în Piața Agroalimentară Centrală, acolo unde comercianții se pregătesc pentru a aduce cele necesare mesei de Paști. Vor veni crescători de oi și capre din zona noastră și din județele limitrofe și aici urmează să se deschidă, după ce va primi toate autorizările necesare, singurul punct de sacrificare a mieilor vii. Deocamdată totul a început cu o mare curățenie generală. Am început o etapă de deratizare, de curățenie, dezinfecție. Azi am ținut hala pieței închisă,
deoarece necesita o muncă suplimentară de igienizare. În piețele din Valea Jiului deja încep să sosească cei care vând produse specifice Paștelui, tocmai pentru că sunt foarte mulți catolici ce vor avea Paștele în această săptămână. Cam fiecare an am trecut etapa de inspecție echipei Direcției Sanitar Veterinare și în cursul zilei de astăzi vom aștepta autorizarea abatorului de capacitate mică. Miei și iezii se vor vinde cel mai probabil și din hală, iar cei care sunt sacrificați la singurul abator din Valea Jiului, situat în spatele pieței, vor fi aduși tot în zona din hală, destinată comercializărilor, crescătorii însă se anunță deja din mai toate zonele. Avem deja foarte multe solicitări de la producători, atât din județul Hunedoara, cât și județul Alba și Gorj și chiar Caransebeș. Până la sosirea comercianților, piața este igienizată și abatorul autorizat, așa încât în zilele următoare să fie montate și cârligele, iar oierii să vină să-și vândă marfa. Mai mulți copii din școala gimnazială Igheduca din Petroșani au gândit un proiect de vis pentru școala lor și pentru că au visat să aibă o școală frumoasă nu doar în interior, vor acum să construiască o adevărată zonă verde în fața unității de învățământ și pentru ca visul lor să devină realitate, acum au organizat un târg de primăvară și timp de 3 zile vor vinde produse excepționale făcute de ei, special pentru această sărbătoare. Avem un proiect de antreprenoriat verde. Am depus proiectul și am fost printre cele câștigătoare și am hotărât să facem handmade-uri, să le vindem și cu banii pe care îi primim să investim în zona din fața școlii, cea verde, ca să facem un mediu cât mai frumos și mai prietenos. Și pentru că arată excepțional, produsele lor chiar își găsesc și cumpărători, însă oricine poate veni să le dea o mână de ajutor. Păsărelele mi-a plăcut că a fost făcută din pană și ouțele acestea. Ce o să faci cu acest cadou? O să-l pun pe birou. Eu am un coș cu ouă, unul mare și câteva mici. Ce o să faci cu el? Am să-l pun la mine în cameră. Și nu doar cei mici pot să cumpere, pentru că acest târg rămâne deschis până miercuri inclusiv. De vreo 2 luni pregătim acest târg de Paște. Am învățat să facem împreună o afacere, este un proiect de antreprenoriat social și împreună ne-am gândit că organizând acest târg vom reuși cu banii pe care îi adunăm să reamenajăm spațiul curții școlii. Am încercat să folosim în produsele noastre cât mai multe produse naturale, adică lemn, sticlă, lucruri refolosibile. Și atunci tot ceea ce am vândut sau vindem, încercăm să vindem pe parcursul acestor 3 zile, pentru că târgul se va desfășura azi, mâine și poi mâine, sunt produse create din materiale reciclabile. Târgul vă este deschis tuturor celor care vreți să faceți un cadou inedit, dar și celor care cred în proiectul acestor copii, acela de a face din școală un loc frumos. Pentru ce ai venit azi aici? Ca să văd ce este aici. Și ce știi tu că este aici? Nu știu prea mult. Dar ce ai aflat tu despre apă? Că este curgătoare și ea se face curată în timp ce merge. Aici se epurează apa. Adică se curăță și se bea. Nu prea știu cum ajunge apa la robinete la ei, dar azi, în prima zi a unei săptămâni altfel, au venit la stația de tratare de pe Jieț, una dintre cele mai moderne de la noi din Valea Jiului. Sunt copii de la școala gimnazială numărul 7, care au ajuns pentru prima dată într-un astfel de loc. Aici au văzut întreg procesul pe care angajații APASERV l-au explicat pe înțelesul tuturor. Noi suntem obișnuiți deja cu vizitele lor, pentru că ei sunt foarte curioși să vadă cum ajunge apa la ei la robinet și i-am dus în captare ca să vadă de unde vine apa. După aceea, tot fluxul tehnologic, însemnând decantor, stația de filtre și ultima dată la laboratorul de fizico-chimice să vadă cum se controlează calitatea apei. Copiii sunt foarte receptivi, pun întrebări,
au mai aflat de la colegii lor care au mai fost și unii dintre ei de aici n-au fost și erau tare curioși să vadă și ei. Fiecare a primit o diplomă de participare și ca să imortalizeze acest moment, au și filmat cu telefoanele mobile. Sunt copii care pentru prima dată în viața lor au aflat că apa de la robinetele lor este tratată înainte ca ei să bea și nici de cum nu vine din munte, direct în locuințele lor. Tot aici au aflat și cum o pot economisi și cum pot fi de folos naturii.